Același lucru l-aș spune și eu tuturor acestor oponenți moderni. Dacă vreți cumva să aflați cum face Iisus aceste minuni, faceți-vă ucenicii Lui. Mergeți în biserică să vedeți cum au răbdare oamenii la slujbă. Mergeți la un rând din acesta de Sfinte Moaște să vedeți ce simt oamenii aceia acolo care devin frați, prieteni, cunoscuți, smegești, deși nu s-au văzut niciodată rând după rând acolo. Povestesc, vorbesc, împart o bucată de pâine, o cană de ceai, stau de vorbă, își spun unul la altul păsul, își pregătesc. Am avut ocazia în câteva ore, pe timpul nopții, într-o liniște de plină, să observ așa foarte multă ieftineală, ca să spun, nu m-a costat nimic, nu cu camera ascunsă, nu cu camera micro, să nu te vadă cineva, să fie nevoie să filmez, cu ochiul liber. Om care bea un păhărel de ceai cald, om care citea dintr-o cărticică la lanternă, om care ținea un busuioc în mână, om care își făcea mereu cruce și murmura ceva din buze, om care se mai așeza pe o bordură că îl durea picioarele, om care mai învârtea o mătănuță din asta mică pe deget, probabil zicând rugăciunea minții. Nimeni cârtind, nimeni vorbind, nimeni făcând gălăgie, nimeni spunând ceva, ci doar din când în când auzeai, am mai trecut de un stâlp, am trecut de doi stâlpi, mai avem cinci stâlpi, mai avem șase stâlpi, mai avem trei stâlpi. Uite că ajungem. Și ce frumos era o bătrânică din asta care a spus, muică le-a așezat pe toate așa cum trebuie în plasă să le putem atinge acolo la moaște. Și mă uitam cum le lua. Unul a luat tot ce era din bumbăcele din asta, unul a luat tot ce era pentru copii, unul a luat tot ce era obiecte sfinte să le atingă acolo. Ei, tocmai această nădejde simplă și nebăgată de seamă o găsim confirmată în Sfânta Evanghelie, când de data aceasta prezența oamenilor în jurul minunii nu era racla Sfintei Cuvioase Parascheva, ci era persoana Domnului Iisus Hristos, care de fapt trebuia să meargă la casa lui Iair să-i vindece pe fiică sa bolnavă. Și în timp ce se stricura spre sinagogă ca să-l întâlnească pe Iair, să vorbească cu el, tocmai în clipa aceea o femeie pe la spate a pus mâna pe el. Și vedeți ce interesant? Mereu mă gândesc la lucrul ăsta și o fac cu o pasiune foarte adâncă. Cine m-a atins? E firesc să întreb când oamenii se îmbulzesc, cine te-a atins? Și totuși Iisus ne explică că a ieșit din el o putere. Ei, aflați că toate acele lucruri atinse cu credință primesc în ele o putere. Acea putere nu este puterea argintului din raclă, nu este puterea ieșită din osemintele sfințite care stau acolo în raclă, sau schelete, cum obișnuiesc unii să spună, ci este puterea Duhului Sfânt înmagazinată în acele materii sfințite, în acele moaște sfințite, care au primit harul neputrezirii. Și omul atingând, noi nu știu, ați văzut și ați încercat vreodată, dă un pepten așa rapid de câteva ori pe o pânză și pune-l pe păr să vezi cum îl lipește ca magnetul. Ei, dacă acel obiect neînsuflețit are în el putere, cu atât mai mult acele moaște sfințite au în ele putere atunci când mergi și te rogi cu credință, iar pământul le-a copt și le-a sfințit pentru norod ca să-i fie de folos, de far și de călăuză. De ce vă spun lucrul ăsta? Niciun filozof nu va putea înțelege vreodată care este adevărata intensitate și valoarea credinței. Care este adevărata intensitate a contactului dintre suflet și Dumnezeu. Care dintre dumneavoastră care sunteți aici de față, sau secret, poate prea credincioși, sau foarte credincioși, sau foarte buni practicanți creștini, sau foarte rugători practicanți creștini, ați simțit vreodată în mod personal momentul sau clipa în care Dumnezeu te-a binecuvântat și te-a ajutat? Nu.
te-ai trezit că ai putut face un lucru care nu se putea face. Dar nu o să-ți poți explica niciodată care este momentul să spui, da, în clipa aceasta s-a întâmplat. Nu. De ce? Anonimatul acesta al lucrării lui Dumnezeu în om este tocmai anonimatul pe care îl găsim descris la scăldătoarea Vitezda, că voi mai ascultați pe la mastru, dar urechile sunt în altă parte. Spune așa, din când în când, eu știu când, poate azi, poate miercurea viitoare, poate în altă miercuri, poate în altă vine, poate într-o joi, poate într-o duminică, eu știu în ce zi, un înger a Domnului intra în scăldătoare și tulbura apa. Și cum o tulbura? E grabă imensă, dar o gradă e plină de oameni. Umpli un butoi cu apă rapid și merge în preot și face aghiazmă. Bagă mâna el și o sfințește. Și vine unul și ia o sticlă, o duce acasă și o consumă și te întâlnești după 5 luni sau 6 luni că îți spune următorul lucru. Părinte, știți că am fost eu la dumneavoastră și v-am spus că sunt bolnav sau știți că v-am spus eu că am o problemă cu un copil sau știți v-am spus că am o problemă cu mama mea sau cu soțul meu? Ei, cum i-am dat uleiul acela de la maslu și aghiazma de aici, de la mănăstire, și a revenit și se simte bine. Cui este minunea? Aparține butoiului? Aparține apei în sine? Aparține preotului? Aparține celui ce a luat-o? Nu. Celui ce a avut credință. Deci în momentul când tu ai trăit credința la modul plenar în sufletul tău, lucrul acela nesemnificativ și neimportant este mai important, este mai important decât valoarea lui în sine. Și am văzut acum la praznicul acesta, când câteva persoane din astea care vin din afară, nu ai noștri, ai case aici, au zis, părinte, știți, anul trecut, când am fost, mi-ați dat sticluța aceea cu aghiazmă pentru moră. Păi să știți că deja e gravid, alta spunea, deja a născut, avem nepoțel, slavă Domnului că ne-a ascultat Dumnezeu rugăciunea. Pe a cui le-a ascultat? Pe ale mele? N-aș putea să confirm. Nu țin minte în mod personal să fi stat vreodată în genunchi, să mă rog eu pentru nora cuiva, Doamne, dă-i un copil. Dar țin minte că la proscomidie, v-am repetat și altă dată, am pus părticele și am zis, Sfinte Stelian, dezleagă pântecele stepea celor ce se roagă și vor copii. Sfinților părinți Achim și Ana, dezlegați pântecele stelpe a celor ce vor copii. Sfinte Arhanghel Mihail și Gavril, dezleagă pântecele mamelor să rodească așa cum a rodit și Fecioara Maria. Maica Domnului, dezleagă pântecele stelpe cum s-a dezlegat și pântecele Sarei și a Elisabetei. Asta o pot face, dar eu nu știu cui e copilul. Copilul este acelui ce s-a rugat cu credință. Copilul este acelui pântece care a meritat ca acolo să vină o fărâmă de Duh Sfânt și să biruiască legea firii și după 8 ani, 7 ani, 5 ani, 6 ani, 9 ani, acolo să pună o viață vie. Ei, lucrul ăsta se petrece și se coace tocmai în acele ceasuri de stat și de clocit acolo în tăcerea nopții. Mi-a zis cineva foarte interesant. Părinte, dar la vârsta dumneavoastră mai credeți în populisme de astea ieftine să mergeți și să așteptați la rând ca să vă închinați la Sfânt? Am zis, da, chiar am făcut-o de plăcere, neobligat, neconstrâns de nimeni și chiar am făcut-o ca prin experiment. Am vrut să văd în mod special ce simt oamenii care stau la rând? Cum se simt cei care stau acolo? O oră, două, trei, patru, nouă, șase, cât se poate, nu știu. Așa am simțit eu nevoia. Să văd cum intră cel din fața mea la rând și ce gesturi face și cum intră cel din spatele meu și ce gesturi face. Și eu am făcut cel mai urât gest, că în loc să mă închin, am trecut fesul călugăresc pe rac la Sfinte și am atins ușor cu mâna la marginea racului și pe aia am făcut poză, nu eram preocupat de vreo trăire anume. Am vrut să imortalizez momentul, să-l am acolo de amintire că am fost la Sfânta Cuvioasă noaptea. Bănuiesc că în sinea lui o fi zis vreo grupie asta în loc să roage, face poze. Da. Poți, făcând o fotografie, să vezi în ea un înger,
să vezi în ea un semn ceresc, să vezi o descoperire, să vezi o vedenie cerească, să vezi un lucru care te marchează, nu are importanță. Orice punct nesemnificativ dintr-o fotografie poate însemna ceva în viața ta, dacă știi să te uiți cu atenție. Cu atât mai mult acolo în rândul acela,